Vorbim astăzi despre un eveniment special. Așa cum v-am promis, vom discuta în contextul colectiv despre cum și dacă putem să obținem autorizația de securitate la incendiu. Începem puțin cu istoria tragică din colectiv, la care am fost martori cu toții acum 5 ani de zile cu ajutorul mass mediei. Ce s-a întâmplat atunci? Să fac o analiză scurtă. Într-o noapte de weekend, într-un club din București, a luat foc scena unui eveniment într-un club, repet, clubul se numea și Colectiv. Și ca în orice club care se respectă, se respecta, erau invitați fel și fel de trupe care țineau concerte. Nebunia, dacă mă întrebați pe mine, apare în descriere atunci când, după ora 22, mai precis 22 și 23 de minute, atenție, după câteva secunde, după ce s-a cântat la mulți ani, imaginați-vă, oameni care nu erau deloc pregătiți să treacă printr-un coșmar. Deci doar la câteva secunde după ce s-a cântat la mulți ani, o firmă de artificii, nu-i așa, complementar evenimentului, cu siguranță toți ați participat la un eveniment cu artificii, o firmă cu obiectiv de activitate artificii a aprins câteva artificii, scânteile degajate de aceste artificii s-au îndreptat către tavan, tavan care era dintr-un material ușor inflamabil și, așa cum spun cercetările, fusese curățat anterior cu o substanță inflamabilă, și de aici dezastru. La final, 65 de oameni, 65 de tineri au murit. Nu toți acolo, că vom discuta în următoarele minute și despre vinovații principali. Să o luăm pe scurtătură. 1. Autorizația de securitate la incendiu, autorizație care lipsea din dosarul de autorizare a clubului, deci iată și primii vinovați antreprenorii, se obține extrem, extrem de greu, aproape imposibil atunci când, atenție maximă, că vorbesc aici ca o lecție, atunci când imobilul sau clădirea pe care dumneavoastră o închiriați, în cazul nostru clubul Colectiv fusese o fabrică de confecții sau ceva asemănător, deci această autorizație este de fapt ușor de obținut dacă spațiul corespunde normelor IGSU. În cazul nostru, bineînțeles, schimbându-se destinația, și asta este și o primă informație pe care ar trebui să o rețineți, aș vrea să fac o paralelă în acest dezastru și ce putem face mai departe să evităm responsabilitatea, pentru că, așa cum știți, sunt pronunțați peste 100 și ceva de ani de pușcărie dacă adunăm toate condamnările către cei care se fac vinovați. Pe fond. Acum, la apel, vom vedea. Deci, prima condiție pentru a putea obține relativ ușor sau normal o autorizație de securitate la incendiu este ca spațiul pe care îl închiriați sau îl construiți să fie, să corespundă normelor IGSU. Nu intru în amănunte, dar atenție, autorizația se scoate în primul rând pe spațiu și apoi pe activitatea economică. Vorbim de fapt de două autorizații. O autorizație pentru spațiu care trebuie să corespundă, dar și o autorizație pentru activitatea dumneavoastră în aceste spații. Este clar? Bun. Este clar că această autorizație lipsea. Dacă o luăm așa pe firul căii, prima oară se fac vinovați antreprenorii, pentru că legea 31 pe 1990, care stabilește responsabilitățile administratorului asociației, spune cu subiect și predicat că intră în responsabilitatea asociatului și administratorilor să-și cunoască obligațiile.
Vreau să fac o paranteză și vă spun că noi aici la Constanța, la 20-30 de metri de mine, a existat un club unde au murit arse trei balerine și administratorul are vreo 10 ani de executat. La fel a luat și itemistul, cel care trebuia să facă, să facă toată documentația. Adică nu se intră doar de administrator, ci atunci când, Doamne ferește, se întâmplă ceva, toată lumea intră într-un fel sau altul în probleme. Există o zicere, în România toate sunt bune și frumoase până se întâmplă. Când s-a întâmplat, lucrurile sunt destul de dramatice. Bun, mergem mai departe. Deci prima responsabilitate revine clar administratorilor care au făcut ce făcea toată România, lasă că merge și așa, mai leagă o sârmă, mai pune un container în față. Sunt niște norme clare, o să le descriu odată pe toate normele de fond ce trebuie să fie respectate, care trebuie să fie respectate din spațiu care trebuie putea fi autorizat. Bun, apoi ce a făcut administratorul? S-a dus cu un dosar de autorizare la autoritatea locală, adică la primărie. Da? Mai departe. Acolo primăria, pe lângă mii de dosare, haide-i și lua ăsta, că până la urmă ne bagă bani la buget, știți așa, cu toată lumea, restaurantele și cluburile au cele mai mari costuri pentru avizare sau autorizare în România, să ne înțelegem. Pe care de consecință, hai că merge, bineînțeles, Piedone, primarul care are și el o condamnare de 8 ani de zile, a semnat în orb, ca așa, a semnat ca primarul, se știe, și am trecut la al doilea vinovat. Dacă mă întrebați pe mine, nu numai primarul este vinovat, ci și cei care au verificat dosarele, pe când primarul a semnat, se prezumă că a semnat după ce angajații din subordine au verificat partea tehnică, partea juridică a problemei, mai departe. Bun. Ajungem la eveniment. Trupa vine și încheie un contract. Și trupa, să mă ierte Dumnezeu, că vorbesc asta despre cei care, că mulți dintre ei au murit, și managerul trupei are niște responsabilități. În momentul în care te duci și spui prietenii, colaboratorii, într-un habitat, într-un context, păi prima ta responsabilitate este să le asiguri tot ce înseamnă pe linie de sănătate, adică siguranța, da? Este temelia oricărui succes. Vom discuta în alt context. Trece și despre, peste marele manager de trupă, și ajungem la vinovatul principal și, de fapt, și partea care a luat cei mai mulți ani de pușcărie, adică a fost condamnată pe fond, repet, cu cei mai mulți ani de pușcărie. Se numește firma de artificii. Aici am să dezvolt puțin. Eu am autorizat zeci de firme de artificii și vreau să vă spun că este foarte greu. Aceste activități, nu vă spun, trebuie să fii școlarizat, trebuie să ai 3-4 oameni în firmă care sunt pirotehniști. Apoi, trebuie să ai o relație clară și legală cu cei de la arme și muniții. Apoi, trebuie să ai o avizare de la IGS-ul, de la ISU, mai o grămadă de hârtii. Dar degeaba faci hârtii, oameni buni. Degeaba facem tone de hârtie. Degeaba facem mii și mii de proceduri. Dacă, la momentul în care ele trebuie pus în aplicare, întâlnim fel și fel de maimuțoi care habar nu au despre ce vorbesc, ba mai mult, într-o zeflemea de asta demnă de o chestie mai bine, își bate pur și simplu joc și de banii noștri și de viitorul nostru. Imaginați câte sute, câte mii de familii sunt distruse. Nu numai a victimilor, dar în primul rând a lor. Dar după aceea, administratorii, pompierii. Bineînțeles, firma de artificii, fără să se gândească, să calculeze metrii lineari până acolo, cine, ce și cum, a dat drumul la artificii, atenția au ars în câteva minute, în foarte puține minute, numeri pe degete la o mână, au ars după ce au cântat cu toții la mulți ani. Este halucinant. Firma de artificii, madame și-a luat bani, a trimis un flăcău acolo să le aprindă, lasă că-și face treaba, ne întâlnim dimineața cu bani, toate bune și frumoase. Nu știu câtea mia oară lansase ei, făcuse artificii și în sfârșit. Bun. Apoi, eu aș băga, dacă nu cumva a făcut-o proprietarul, la, cum să spun, la plată și firma de curățenie. Pentru că întâlnesc de prea multe ori, nu mai mult de acum vreo câteva zile, intru, că știți că am contracte cu unități de alimentație publică, cei care nu știți vă spun acum, de la Vama Veche până la Vadu, am peste 461 de unități de alimentație publică partenere. Și când spun de la autorizare, verificare, control,
Nu mai mult de acum câteva zile, intru într-o unitate la începere de program și un puș de ăsta, ajutor de ospătar, așa, spăla hota cu ce credeți? Cu puf din acela de spălat geamuri. Adică, imaginează-ți cât de prost poți să fii să faci asta, cât de nesupravegheat poți să fii să faci asta, adică să te duci să speli hota cu spirit. Păi când s-a prins, bubuie de ne vede Dumnezeu. Bun, mai departe. Adică, în momentul în care faci o treabă, domnule, fii puțin responsabil. Că într-o secundă se duce dracul totul. Absolut totul. Bun. Mai departe, au venit din control și au amenzi foarte mari oameni de la ISU, pompieri, care au făcut o verificare. Acum, dacă nu există autorizație, este clar că pompierii n-au avizat activitatea. Au verificat-o, procurorii spun și judecătorii spun, domnule, ar fi trebuit să închizi activitatea. Acum, nu că țin cu pompierii. În primul rând că sunt 2-3 pe câte un oraș întreg la autorizare și control. Și apoi, de unde să știe pompierul că după ce i-a spus că de regulă să dă niște amenzi modice la început? 5.000 de lei, 10.000 de lei, chestii pe care ăla le scotea cu clubul într-o jumătate de oră, dacă te uiți la ce preț erau. Și apoi, atenție, itemistul. Orice SRL, orice firmă, indiferent de activitate, de la birou, curățenie, până la cluburi, până la 56-10, 56-30, vă spun ca un om care a participat la autorizarea cel mai mare festivalul de pe litoral, festivalul Bonheur, cu sute de vendori, festivalul Neversea, lucruri spectaculoase. Atenție! Itemistul, ce spune legea? Legea spune, că trebuie să aflați și dumneavoastră acum, că în cazul unor cluburi, unor aglomerări urbane, cum spun ei, umane, spun eu, concret pe individ, ai niște cerințe. De exemplu, dacă ai coborât la subsol sau ai urcat la etajul 1, evenimentul nu este la nivelul solului, fiecare client are 4 metri alocați, atenție, 4 metri alocați pentru spațiu în jurul lui. Deci fiecare client care urcă la etajul 1 sau coboară în subsol, la etajul, numai etajul 1, prin lege are alocați 4 metri pentru a se desfășura. Bun. Bineînțeles că acolo erau sute de oameni pe metru pătrat. Și aici și clientul, dacă nu-mi este cu supărare, are vina lui. Pentru că, bine, este, știu, o să-mi iau o grămadă de injurii. Însă, de fapt, va trebui sau a venit momentul să ne cam păzim pielea fiecare, mai ales acum în această pandemie. Bun. Deci, mod natural, la 1000 de metri pătrați, ăla n-avea voie să aibă mai mult de 100 și ceva de oameni, 200 de oameni. Bineînțeles că era prăpăd, bineînțeles că oriunde v-ați dus până la această pandemie, fiecare să fie unul peste altul, fiecare făceau și mai este ceva și cu asta închei. Observ că am ajuns până la ministrul de interne. Am ajuns până la domnul comandant ISU, cu care avem un dialog pentru a înțelege fenomenul. Și le-am explicat, măi oameni buni, dumneavoastră dați legi pe care date dintr-un birou, nici dumneavoastră nu le înțelegeți. Legile astea date din birou, de oameni care habar nu au ce se întâmplă în front, ajung la aceste rezultate. Păi omule, tu vii și verifici dacă are scrie ieșire, dacă ai 7 metri pătrați, dacă distanța la ușă este 1,20. Minim, așa este. Bun, în cazul cluburilor, dublu. Tu vii și dai legi, domnule parlamentar, domnule senator. Da? Le dai din birou, le dai de la tribună. Păi băi, fraților, când intri într-un club, noi nu începem să ținem cont și de chestia asta. Deci când intri într-un club, oamenii beau, oamenii se droghează, este alt vibe, este altă trăire. Pe cale de consecință, toate legile astea, în mod natural, ce spun eu, care este morala poveștii de astăzi? În mod natural, legile astea date ar fi date să fie pe înțelesul oamenilor, dar și ținând cont de contextul în care se aplică. Că degeaba dăm legi care nu se pot respecta, care nu se pot pune în aplicare. Despre asta este vorba. Și ca întrebarea de final, știți cine avea obligația să îndrume pe acești oameni în clubul colectiv și oriunde, știți cine are responsabilitatea să dirigeze oamenii atunci când sunt situații de urgență, de panică, că au omorât mai mulți oameni panica decât focul, să ne înțelegem. Știți cine este responsabil prin lege? Fix bodyguards iar pe care vedem noi că se umflă pe la colțuri și care nu fac absolut nimic decât să se dea mari. Deci firmele de pază, acei, nu neapărat bodyguard, acei oameni de ordine aveau obligația ca anterior evenimentului să facă un plan de evacuare, să fie școliți
și pregătiți la fața locului, în fața, înaintea oricărui eveniment prin lege, înainte de colectiv, era, exista obligația și există ca personalul care are responsabilitatea degajării sau îndrumării oamenilor atunci când se întâmplă ceva periculos, pe să-l face pe culoare, pe săgeți, bineînțeles că nimeni n-a respectat nimeni. De iată și un vinovat de pe care n-au auzit, se numesc bodyguard, se numesc oamenii de ordine care prin lege, încă o dată repet, aveau responsabilitatea să dirigeze, să salveze oamenii, să îi îndrume, dacă vreți, către căile de acces mai sigure. Și nu s-ar fi întâmplat atât de mare denorocire dacă acești oameni au fost pregătiți. Cam despre asta este vorba. România noastră dragă trece printr-o situație de mulți ani de zile în care ni s-a împământenit că dacă dai nu știu ce cuiva, merge și așa. Nu ești adevărat oameni buni. Și mă adresez antreprenorilor. Luați-vă lucrurile în serios. Discutați cu cei care vă fac ITM-urile, care vă fac SSM-ul, situațiile de urgență. De ce? Pentru că vă dau un pont. Vedeți dumneavoastră că cei care vă iau bănuții lunar, în josul contractului spun că dumneavoastră răspundeți, adică o persoană desemnată de societate răspunde în caz de calamitate, în caz de necaz. Ori ei vin, vă iau bănuții degeaba și dumneavoastră rămâneți cu responsabilitatea. Lucrul trebuie să se schimbe. Mai multă atenție la amănunte. Credeți-mă, văd mai multe tragedii decât lucruri spectaculoase bune în toate domeniile. Vă salut, Nelu Cosma, cu siguranță ne vom mai vedea.